Peste câțiva ani am putea avea semafoare cu patru culori, roșu, galben, verde și alb. Pentru că apar tot mai multe mașini autonome, cercetătorii s-au gândit că este nevoie de o schimbare majoră la sistemul de semaforizare pentru dirijarea acestor vehicule. Pe măsură ce mașinile și camioanele devin tot mai inteligente și mai conectate, cele trei lumini de semafor care controlează fluxul de trafic de mai bine de un secol ar putea fi de asemenea în pragul unei transformări majore. Cercetătorii explorează modalități de utilizare a funcțiilor din mașinile moderne, cum ar fi GPS-ul pentru a face traficul mai sigur și mai eficient. În cele din urmă, upgrade-urile ar putea elimina complet luminile roșii, galbene și verzi de pe străzi, cedând controlul mașinilor fără șofer sau, după cum sugerează alți semafoarele vor avea patru culori în loc de trei, roșu-galben, verde și alb. Un profesor de inginerie civilă care conduce un studiu la Universitatea din Michigan a spus că lansarea unui nou sistem de semnalizare ar putea fi mult mai aproape decât își dau seama oamenii. Ritmul progresului inteligenței artificiale este foarte rapid și cred că acest moment se apropie. Începutul semaforului în Statele Unite ale Americii. Semafoarele nu s-au schimbat prea mult în SUA de-a lungul anilor. Cleveland a avut ceea ce este considerat primul sistem de control al traficului municipal în 1914. Alimentată de electricitatea de la linia de troleibuza buza orașului, invenția inginerului avea inițial două lumini, roșu și verde, culorile folosite de mult timp de căile ferate. Un ofițer de poliție care stătea într-o cabină de pe trotuar trebuia să acționeze un comutator pentru a schimba semnalul. Câțiva ani mai târziu ofițerului de poliție se atribuie lumina galbenă a semaforului, deși în calitate de angajat Ajata al orașului nu a putut o breveta. Până în 1930, scria Nelson, toate orașele mari americane și multe dintre cele mici aveau cel puțin un semafor, relatează digi24.ro.